Între 9 și 19 noiembrie, Festivalul Filmului Francez ajunge pe marile ecrane din 9 orașe românești: București, Arad, Brașov, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Ploiești, Timișoara. La Buzău, cea de-a 21-a ediție a Festivalului Filmului Francez a fost organizată pe 10 noiembrie de Centrul Cultural Francofon Buzău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Consiliul Județean Buzău, Teatrul George Ciprian, Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău. Ne bucurăm că și de această dată am fost cooptați printre orașele organizatoare, astfel încât am putut și noi propune elevilor din județul Buzău proiecția unui film de excepție, un film de animație, Regele și Pasărea. Cele două proiecții ale filmului de animație, Regele și Pasărea, au fost vizionate de peste 450 de elevi și profesori de la mai multe unități școlare din județul Buzău. Această invitație a fost bine primită în rândul elevilor și al profesorilor buzoieni, deoarece la cele două proiecții participă peste 450 de elevi de la școlile din Buzău, dar și din foarte multe comune din județul Buzău, în total 22 de unități școlare. Participarea în număr foarte mare a elevilor la ediția din acest an a Festivalului Filmului Francez a fost peste așteptările organizatorilor. Tocmai acest lucru îi va determina pe aceștia din urmă să propună pentru anul viitor mai multe proiecții la care să participe unități școlare din județul Buzău, într-un număr și mai mare decât până acum. Anul acesta numărul participanților este dublu față de anul trecut și lucrul acesta cred că ne va determina ca la următoarele ediții să propunem mai multe proiecții în decursul mai multor zile și să selectăm și mai multe filme. Ediția din acest an a Festivalului Filmului Francez reprezintă o bună ocazie de a sărbători majoratul pe stil vechi al acestui eveniment, adică cei 21 de ani de existență ai festivalului, dar mai ales pentru a atrage atenția asupra mediilor sociale și a realităților în care trăim. Toate filmele sunt prezentate în versiune originală cu subtitrare în limba română.